Mulțumesc, mamă. Dar bineînțeles că ești prima care mi-o spune. Fii serioasă, dacă mă gândesc câți ani împlinesc, mă apucă dragi. Nu știu când. Poate în septembrie, dacă mi-admit un proiect, o să cânt la Paris. Da. Da, da, da. Am fost invitată la un festival. Da, dacă o să am timp, o să dau o fugă și până la tine. Nu, nu. Concertul a fost acum 2 săptămâni. Dar ți-am trimis un CD, l-ai primit? Pe altceva nu mai am ce să-ți spun. Nu, nu sunt supărată. Da, acum iau alte medicamente. Nu, nu mă simt mai bine. Mamă, știi că subiectul ăsta mă enervează. Bine. Bine, o să-ți scriu mai des pe mail. Bine. Bine, pa, pa. Pa, pa, pa. Da? Mulțumesc, Kate. Păi cum facem? A, da, e bine acolo. E foarte bine. La ce oră? Bine, atunci așa rămâne. Bine. Te pup. Pa, pa. Alo, poliția? Bună seara, mă numesc Ana Coman. Da. Aș vrea să fac o reclamație. Păi, de câteva zile cineva mă urmărește pas cu pas. Da, cred că mi-ascultă și telefoanele. E cineva care mi-anticipează fiecare mișcare. Când pot să fac plângerea? Mâine dimineață.
Ce am mai făcut? Nimic special. Are răbdare. Trebuie să fie fascinant să te uiți așa la un om ca la un pește într-un acvariu. Cât o mai ții aici? Cât e nevoie. Te interesează femeia sau cazul? Hai să zicem că am amândouă. Cam pervers așa. Da. Vă salut. Cine? A fost agresat în vreun fel? Poate e o glumă. Nu, nu, mă duc chiar azi. Ce număr? E, știți că sunt curios din fire. Vă salut. Când a început povestea asta? De vreo 2 săptămâni. Bănuiți pe cineva? Nu. Nu? Nu. Nu văd de ce și-ar pierde cineva vremea cu mine. Poate aveți prieteni cărora le plac farsele. Ce fel de farse? De exemplu, una care să necesite mijloace materiale deosebite. Nu, nu prea am prieteni. Mergeți des la petreceri? Primiți vizite? Nu, nu primesc vizite. Dar la petreceri, evenimente mondene? Nu, deloc, deloc. Totuși sunteți o persoană cunoscută. A, da, dar nu obișnuiesc să ies. Aveți un program strict? Adică? Adică plecați, veniți la ore fixe, urmați anumite trasee? Da, nu. Nu, mă mișc mult. Și e imprevizibil. Poate sună delicat. Aveți o legătură stabilă? Asta e relevant pentru situație? E putea să fie. Dacă un fost sau actual prieten e capabil de astfel de glume. O să vă dezamăgesc, dar prefer să nu vorbesc despre viața mea intimă. Încă ceva. Da. În ultima vreme ați primit vreo vizită ciudată, oficial sau neoficial? Nu. Vecinii? Îl cunoașteți? Nu. Nici pește? Nu. Nu știu ce să vă spun. Totul pare și logic și absurd în același timp. Unde vedeți dumneavoastră logica? E cineva care încearcă să vă impresioneze. Făcând paradă de puterea pe care o are. Vă cunoaște foarte bine, vă face curte și, într-un fel, morală. Dar să sperăm că lucrurile vor rămâne așa și nu se va întâmpla nimic neplăcut. O puteți căuta la orice oră.
Poate că Prince Charming așteaptă să comunici cu el. Nici nu știu ce să-i spun. Why not? Ce-aș avea de împărțit cu unul care mă urmărește peste tot? Și mă mai și filmează pe ascuns. Dacă eram în locul tău... Ce-ai fi făcut? Ei, știu eu. De ce nu se arată? E mai exciting așa, nu crezi? Asta nu-i pe stilul meu. Te sperie când apare cineva pe care nu poți controla, nu? Mă irită mai mult decât mă sperie. Și care intră pe teritoriul tău invulnerable. Nu, nu e asta. Atunci? Știi? Într-o relație, regulile jocului le fac eu. Ce chestie? Da. Te apropii de mine când vreau eu, cum vreau eu și cât vreau eu. You know, am impresia că nu te cunosc deloc. De fapt, cineva ca tine nu are nevoie de nimeni în jur. Exagerez. Not at all. Mă întreb, ce naibă caut în viața ta? Kate. Trebuie să plec acum. I know my way out.